E interesant că înainte de a ști să citesc, tata, care era și el un scriitor însemnat în literatura de limba maghiară din Transilvania. Și prima carte din care m-a citit a fost Winnie the Pooh de A.E. Mann. Fantezia unui copil de 5 ani a fost prinsă de figurina ursulețului de jucărie și de restul de compania sa, adică animăluțe, urecheatul, purcelușul, cangurul și copilul Ru era copilul. Această carte cred că m-a făcut să dau atenția obiectului carte, pentru că nu numai ilustrațiile, ci și, cum să spun, formatul de paginație, literele. Nu știam ce e parte compactă neagră din care el citea. Erau textele și mă fascinau și cred că de acolo, din această carte, mi se trage. Da, uite, mă duc la cinema și stau două ore jumate. Pe când cu o carte trăiesc împreună, așa cum am trăit cu Iosif și frații săi de Thomas Mann, pe care am reluat-o sute de pagini, mii de pagini și am citit odată și încă o dată și am fost în stare să citesc acea carte de trei ori. Mă gândesc la Ana Karenina, de exemplu, de la care mă așteptam la ceva uluitor. A fost uluitor într-un fel, versiunea americană, dar nu m-a satisfăcut și toată viața, adică perioada aceea, ziceam, ce păcat că nu rușii au ecranizat această carte, pentru că americanii n-au simțul Tolstoi. Vronsky era blond, cu toate că eu mi le imaginam brunet, să fi fost blond, cu adevărat. Anna era, ea, vezi că, dacă nu mă înșel, Anna a fost în prima versiune, Greta Garbo. Și era fenomenală și totul m-a enervat că era prea orlăită, după părerea mea. Nordică. Nu-mi plăcea Greta Garbo în rolul Annei. Deci am plecat din acest tărâm, Ana Karenina nemulțumită. Cartea mea, marele meu amor, este Dr. Faustus de Thomas Mann. La el, în genere, Thomas Mann, autor preferat de suflet. Deci eu cu Dr. Faustus merg înainte, sunt prietenă cu Adrian Leverkühn și cu diavolul care apare cu niște pantaloni bărgați sau un caroul, nu știu, dar Thomas Mann este uriaș, știe tot despre viață. Și modalitatea de a fi minuțios și tipicar în folosirea verbului a cuvântului.